La această discuție era și cineva care cunoștea foarte bine pe Sfântul Paisie, foarte bine, și toți ne întrebam că de ce, cum a ajuns Sfântul Paisie la măsurile astea. Și unul spunea asta, unul spunea cealaltă, dar toți ne dădeam seama că sigur că și postul, și rugăciunea și toate celelalte își au rostul lor, deci să fim serioși, nu se poate face așa ceva. Dar toate aceste fapte ascetice nu puteau să explice măsurile fenomenale care a ajuns Sfântul Paisie. Eu știu că știți că Sfântul este un gigant în secolul 20. Și omul respectiv care cunoștea foarte bine pe Sfântul Paisie tăcea și zâmbea așa puțin. Și la sfârșit a spus, să știți, desigur că Sfântul făcea doar aceste fapte ascetice, dar nu asta. Nu asta era trăsătura lui definitorie care l-a dus la măsurile de super sfânt, să zic așa. Ceea ce l-a sfințit și l-a propulsat în inimile tuturor oamenilor a fost faptul că el nu se număra pe sine. Adică nu mai exista eu, nu mai exista ego în limba greacă, pentru că avem și română cuvântul de ego, un egoism. Deci nu mai exista, băi, lasă-mă, nu mai e. Nu. Deci totdeauna se dedica total celor care veneau la el. Bineînțeles că spunea, măi, fraților, asta s-a luat chilia mea în cafenie și așa mai departe, și avea un program, că fără program nu reușim, nu rezistăm, dar el se dedica total oamenilor, tuturor oamenilor. Și asta era trăsătura lui definitorie, că nu judeca, asta înseamnă nu judeca ca să nu fi judecat. De ce? Nu spunea, nu o să vorbesc cu ăstuia, că ăsta nu e om de afaceri, sau ăsta nu este o persoană importantă, sau ăsta nu este o față eclezială. Nu, eu vorbea cu toți, din cauza să știți foarte bine că acolo mergeau toți, toți samarinenii. Da. Îmi place foarte mult pe de samarinenci, pentru că samarineanca, știți, era heavy metal. Deci Mântuitorul, după prima minune, la gândita din Cana Galilei, a doua minune a făcut-o la cei din afară, deci bine, la slujbașcu, așa, și imediat după asta a dus în Samaria, deci a făcut la cei din afară, cei din outlaw, E foarte important. De ce? Pentru că toți aceștia nu sunt legați de plăcerea acestei lumi. Nu sunt legați de plăcerea acestei lumi și deci nu le crește ego-ul, nu le crește egoismul. Și deci poți să discuți mult mai bine cu ei. Mult mai bine cu ei, că sunt deschiși frumuseții lui Dumnezeu, deschiși celelalte lumi. Și ceea ce era fenomenal, era în clipa în care vorbeam cu părintele Rafael Noica, îmi spunea, nu mai țin minte cum m-a ajuns discuția, îmi spunea că în Anglia cea mai bună pâine de convertit erau punkerii. Nu știu dacă știți la ce mă refer, mm-hmm. Și un curent de muzică din anii, așa mai departe. Bun. Adică un ceva în afara normalului, a creștinului cu cravată. Așa. Da. Și de aici și tema durerii, pentru că ați avut un accident de mașină, nu? Trebuie să știți că problema cea mare a noastră este iubirea de sine și ca expresie acestei, sau ca un eco imediat al iubirii de sine, este iubirea de această lume. Deci, înghețarea în materie, înglodirea în materie. Da? Pentru că noi suntem chemați să spiritualizăm această lume. Dar dacă nu suntem atenți, în loc să spiritualizăm această lume, ne înmaterializăm noi, deci cădem noi sub materie. Și asta constituie chinul nostru. La un moment dat vorbeam despre iad, deci icoana iadului, imaginea iadului, care ne ajută puțin să ne dăm seama cam ce înseamnă iadul. Bineînțeles că nu este icoană perfectă, dar vor adica ora neagră. Că străfundul materiei, cea mai mare densitate de materie, acolo unde ești total sub materie, înțelegeți? Te mai poți mișca, ești închis în dorința după materie, în iubirea după materie. Și vedeți, Mântuitorul a spus, nu puteți să slujiți lui Mamona și lui Dumnezeu. Mamona era zeița asiriană a materiei. Și este foarte interesant pentru că mai de mult erau niște zei mult mai periculoși, adică era vorba de, de Baal, unde erau jertfe de copii și ferească Dumnezeu și așa, și ferească, sunt un termen metalic, burșinos de tot. Așa. Nu vorbește de Baal, sau Val, cum este în greacă, ci vorbește despre Mamona. De ce? Pentru că de Mamona, având trupuri, nu putem să scăpăm. Vrând nevrând, avem nevoie de materie. Și deci, din cauza asta, este o ispită continuă a noastră.
Și deci, totdeauna avem această sursă de plăcere. Păcatul este o sursă de plăcere falsă. Ne atrage într-o anumită direcție. Și din cauza asta, Dumnezeu ne dă o durere analogă, îngăduie o durere analogă, astfel încât să ieșim de sub imperiul acestei dureri, acestei forțe de atracție, acestei forțe magnetice a plăcerii, care ne atrage și ne ține rod acolo. Deci prima cauză a așa ziselor necazuri, este această lipsă de echilibru dintre durere și plăcere. Adică prezența păcatului. Prezența păcatului care pe mine mă trage înspre plăcere și eu nu îmi generez eu singur o durere analogă prin pocăință, prin spovedanie, prin fapte bune, prin osteneală, cum se ostenea Sfântul Paisia Ghioritul, adică era o formă de durere când omul vorbea în continuu cu toți ceilalți. Așa? Și atunci legea duhovnicească, iubirea lui Dumnezeu, declanșează o durere astfel încât omul se devine liber. Asta este prima și principala cauză a necazurilor. Dar nu este singura. Și este deci foarte greșit să spunem că s-au păcătuit și deci din cauza asta s-a întâmplat nu știu ce. Nu e adevărat. A doua cauză a necazurilor sunt ispitele, sunt necazurile de baraj. Adică, de mașină, noi stabilim un drum, stabilim o cursă în viața noastră. Alegem un plan. Planul acesta este greșit, însă noi nu vedem că planul ăsta ascunde în față o prăpastie, ascunde în față un mare rău. Dumnezeu se-l vede. Îl știe. Și atunci ne dă o ispită de baraj, un necaz, un ceva care să ne oprească din drum. Și din cauza asta spune Sfântul Paisia Ghioritul, pe care tocmai l-am amintit, dacă Dumnezeu îți închide o ușă, nu sparge clanța, că o să-ți pare rău după aia. Foarte important asta. Deci a doua cauză sunt aceste ispire de baraj, adică pornim pe un drum și nu-i bine că pornim pe drum respectiv, atunci Dumnezeu ne închide o posibilitate, o oportunitate de carieră, de avans. Bun. A treia cauză necazurilor sunt ispitele, sunt necazurile de avans. Adică, omul este un vas care poate să avanseze. Are capacitatea să ajungă pe un plan duhovnicesc superior. Dar nu știe, nu poate sau nu vrea. Și atunci Dumnezeu îi dă un necaz, îi dă o încercare, îi dă un test, astfel încât dacă trece testul respectiv, dacă trece încercarea respectivă, prin experiența, prin crucea respectivă, da, să ajungă pe un plan duhovnicesc superior. Din cauza asta spunea domnul Petrețuțea, poate să milostivește Dumnezeu de neamul românesc și mai dă un șpiț undeva. Că un șpiț undeva este totdeauna un pas înainte, da? Așa. Bun. A patra cauză a necazurilor sunt necazurile de exemplu. Care seamănă foarte mult cu necazurile de avans, cu ispitele de avans, dar e puțin diferit. E vorba de oameni care, sigur, toți oamenii sunt păcătoși, dar păcatele lor nu sunt atât de mari încât să declanșeze legea duhovnicească. Și acești oameni, datorită virtuților, datorită slavei lor, pe care nu o știe nimeni, sau o știu foarte puțin, Dumnezeu îi poate promova, îi poate da ca exemplu în biserică. Întâi de toate, desigur, a fost Domnul nostru Iisus Hristos și de acolo încolo avem cazuri celebre în biserică. Iov, de exemplu. Cazul clasic. Iov, Avram, Sfinții Români din închisori. De exemplu, ce să zic eu? Valeriu Gafencu ar fi fost un... Nu știu ce ar fi fost. Nimeni nu ar fi știut. Sau care mai... Eu știu, George Manu. Ar fi fost un simplu savant... Simplu, mă rog. Un savant atomist, foarte respectat în cercurile sale, dar nu... Luceafărul duhovnicesc pe care l-avem astăzi, sau Ioan Ionolide, sau tot celălalt. Bineînțeles, marele și marele poete, să fim serioși. Și câți alții, înțelegi? Deci aceștia care, prin această durere, au arătat că
Asta e sfințenia, ăsta este drumul. Sau asemănat lui Dumnezeu. Da, bineînțeles, asta, omul sfânt este recapitularea hristică, recapitularea lui Hristos, asemănarea până la identificare cu Hristos. Bineînțeles că Sfântul este prin har și Hristos a fost prin fire Dumnezeu, da? Și este prin fire Dumnezeu. Deci astea sunt cele patru mari cauze ale necazurilor. Bineînțeles că în cotidian avem o mulțime de combinații între aceste cauze și mai departe. Acum, ceea ce vedem de aici, vedem că orice necaz este folositor. Dacă Dumnezeu îngăduie ceva, înseamnă sigur că este bine. Trebuie să știți că rău nu există. Este o întreagă teologie, vedem asta, puteți să citiți Sfântul Ioan Damaschin, puteți să citiți mai ales pe Sfântul Dionisie Arepagitu, dacă, mă rog, puteți să, așa, are un limbaj foarte înalt. Deci răul nu există, pentru că răul este încercarea disperată a unei idei, a unui gând, neconforme cu voia lui Dumnezeu, să acceadă în realitate. Asta este răul. Răul este distorsiune existențială. Eu încerc să fac un rău, da? Și de vreme ce nu sunt de acord cu voia lui Dumnezeu, care e atotputernic, mă chinui eu să aduc în aplicare treaba asta, mă chinui și pe mine și chinui și pe aia alții. Înțelegeți? În clipa în care Dumnezeu îngăduie ceva, lucrul respectiv este bine. Trebuie să știți foarte clar treaba asta. Atâta doar că poate să fie un bine mai mic decât perfecțiunea pe care Dumnezeu ar fi îngăduit-o dacă toți am fi făcut voia Lui. Și deci din cauza asta, în clipa în care spun eu că ceva este rău, înseamnă că eu nu sunt în voia lui Dumnezeu. Adică eu nu știu să gestionez lucrul respectiv astfel încât să devin mai bun. Deci asta este rău. Și când spunem despre anumite lucruri că sunt rele, de exemplu un război, că este rău sau o pandemie este rea, spune că de fapt marea masă a oamenilor nu știe să gestioneze acest lucru astfel încât să se apropie de Dumnezeu. Și din cauza asta vedeți că toți sfinții vedeau toate lucrurile bune și pe toți oamenii îi vedeau bun. Și trebuie să știți că cei înșelați suntem noi, nu sfinții, da? Deci e o problemă de optică, nu este o problemă existențială. Deci orice lucru care se întâmplă nu este rău, este bun, bineînțeles, de o bunătate mai mică decât perfecțiunea. Și ca să, apropo și de război, trebuie să știți că în cazul războiului, am spus că este bine, de ce? Pentru că s-ar fi evitat un rău mai mare, da? Și în cazul războiului, răul cel mare care se evite este apostazia. Deci când avem mase mari de oameni care se depărtează de la Dumnezeu vertiginos, vedeți pe naziști în cel de-al război mondial, cu zeii Valhalla, Votan și toți ăștia, în clipa respectivă Dumnezeu nu Dumnezeu generează război, ci îi lasă pe oameni pradă propriilor lor doriri de bătaie, de așa mai departe, și ele se bat între ei ca și chiori. Înțelegeți? Deci vedeți că noi avem ca exemple, bine, nu noi cei care suntem de față, dar lumea în care trăim avem ca exemple pe mari eroi ai filmelor, care sunt toate filmele, sunt filme cu bătăi. Da? E o formă de război. Inclusiv în comedii, e formă de ură, că râzi de celălalt, râzi de răul celuilalt. Dar nu e vorba, sunt foarte puține filmele în care există iubire sau în care există, în sensul duhovnicesc al cuvântului, înțelegeți? În general, arta, mai ales astăzi, nu vreau să jignesc, sunt forme ale egoismului. Ale egoismului. Fie a unui război frontal, deci a... Și-a abandonat menirea. Bineînțeles că a abandonat menirea, pentru că... Era de a construi. Da, arta și avea menirea de a aduce pe om mai aproape de Dumnezeu, de a arăta delicatețea lui Dumnezeu. Asta este menirea. Menirea era și este, bineînțeles, menirea artei, dar astăzi... De vreme ce oamenii au dat cu piciorul la Dumnezeu, numai ce delicatețe să arăți. Și din cauza asta, delicatețea perfecțiunii lui Dumnezeu, pentru că delicatețea lui Dumnezeu este un atribut al perfecțiunii lui Dumnezeu. Fără atenție, deci atotputernicia nu este o atotputernicie de buldozer. Da? Ca precumilie s-a impresionat de adierea zefirului. Da, bineînțeles. Bineînțeles, pentru că nu acolo este Domnul și vezi și Mântuitorul. S-a înălțat la cer, că zice, băi frate, voi dacă nu mă vreți, eu mă retrag. Dacă nu vreți și dacă vă chinuiți cu prezența mea, eu mă duc în cer. Gândiți-vă ce prezență psihologică ar fi fost un tânăr smerit, tâmplar, de 33 de ani, rămânând la vârsta asta, care nu o să mai moare, să dai cu tunul. Da?
Și mai ales pentru cineva care nu-l vrea, pentru cineva care nu-l dorește. Adică pentru toți fariseii din vechime și în farisei actuali. N-aveau loc de el. Dar n-aveau loc de el, adică era foarte deranjant. De ce? Pentru că adevărul deranjează. Adevărul deranjează din cauza asta. De asumat. Da, și atunci, vedeți, Mântuitor? Da, ultima delicatețe a Mântuitorului a fost, băi, eu mă duc, mă retrag. Care mă doriți, mă chemați în inima voastră și vin. Nu o să vă las orfan niciodată. Dar vă las inițiativa vouă. Asta este tot puternicia. În cealaltă formă, adică nu mă duc de aici nici să... Asta nu este tot puternicia. Deci Dumnezeu face cum vreți voi. Face cum vreți voi și eu tot vă mântui. Pe care vreți. Pe care vreți. De asta și permite să lase ideea asta, aparenta idee de haos. Că El deține toate frâiele. Tot. Bineînțeles, bineînțeles. Deci atotputernicia lui Dumnezeu se vădește în totala aparenta lipsă Lui de puternicie. Asta este. Și deci Dumnezeu este atât de puternic, atât de tot puternic, că în fiecare secundă, adică și în secunda care a trecut și în secunda asta care vădește și în secunda următoare, reconfigurează tot universul, da? Tot universul pivotează, repivotează în funcție de toate tâmpenile pe care le facem noi, astfel încât să maximizeze fericirea umană, astfel încât să maximizeze binele. Și în continuu trimite mesaje, vă dați seama ce server e Dumnezeu, în continuu trimite mesaje în conștiință, în conștiință, în conștiințele oamenilor, faceți așa ca să maximizați binele. La noi e scurt-circuit la curentul și nu ajunge. Da, de ce? Pentru că scurt-circuitezi dragostea. Da. Deci nu treci până Dumnezeu, nu rutezi până Dumnezeu, ci direct. E o vorbă de dragoste sentimentală, adică pe simțuri. Ce înseamnă dragoste pe simțuri, dragoste sentimentală? Ce spune mie simțul meu despre tine, adică auzul? A, te-am auzit că ai spus asta, te iubesc. Te-am auzit că ai spus și altă, nu te mai iubesc. Asta e. Cum? Superficial. Bineînțeles, superficial. Sau o văd pe una cum arată, o iubesc pe asta, că îmi spune mie simțul, știi? Da. O văd pe alta că nu arată așa, nu iubesc pe cealaltă. E sentimental. Adică tot cum spune Părintele Rafael, nu e ca un păcat este un bine distorsionat. Bineînțeles. Bineînțeles. Și iadul, folosit rău. Da, da. A spus asta, este că răul este un lucru pe care nu poți să-l folosești, este apropiat de Dumnezeu. Și apropo că sunteți la soliști la opera din Constanța, am înțeles. E, astăzi eu văd că sunt niște compozitori fraților de fenomenal, de extraordinar de râs. Părinte, nu deschide subiect. Dar cum folosesc această harismă? Părinte, asta e altă problemă. Asta este foarte clar și este foarte firesc. Se vorbeați despre artă, se face artă și aici includem și muzica, da. După chipul și asemănarea noastră. Da. Adică a cât de schimonosiți suntem noi acum, așa facem. Păi eu ce zic acum? Deci pe de-o parte văd super harismele pe care le-a dat Dumnezeu oamenilor ăstora, că băi, asta e. Dar pe de altă parte, se duc în neant, înțelegi? Pentru că dispare ținta, că ținta nu poate să fie altă decât Dumnezeu. Părinte, Bach, nu era ortodox, bineînțeles, dar Bach era un om foarte credincios. Vivaldi, de exemplu. Îl iubea pe Hristos. Toate cele mai mari piese muzicale lui Bach sunt scrise cu gândul la Hristos. Bun, da. Și de asta au rămas în istorie. Bineînțeles, dar dincolo de asta... Adică Dumnezeu scoate ceva bun din orice. Bine, asta spuneam, Dumnezeu scoate și Dumnezeu, cum spunea, reconfigurează, pentru că vezi, și în cazul acestor compozitori, zice Dumnezeu, ok, pe voi nu vă interesează biserica, rău destul, dar eu nu o să vă ard, nu o să trimit foc din cer, în pucioasă, cum la un moment dat apostolii, în naivitatea lor, Doamne, cum să trăznească, ce voi nu știți, că Duh sunteți. Dumnezeu încearcă pe fiecare din locul în care este să-l aducă către sine. Și atunci dă într-o mulțime, în oamenii care el știe, cumva să-i aducă pe toți din hău în care sunt. Dragoste nemărginită. Da, bineînțeles. Asta este Dumnezeu. Deci Dumnezeu totdeauna, cum spuneam, dă dragoste tuturor până unde poate fiecare. Și asta este jobul lui Dumnezeu. Maximizarea fericirii umane în veșnicie. Asta este. Și omul este atâta de prostălac, că nu pot să zic altfel, că dă cu piciorul la treaba asta. E o mare, mare dramă. Este drama omului contemporan. Drama mea.